Vă zicem bine ați venit în Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologie Agricole din Saul. Eu sunt Ludmila Iurcheș, sunt director adjunct în această instituție și am o mare plăcere de a colabora cu dumneavoastră. Bine ați venit, mă numesc Angela Melnic, lucrez în calitate de laborant la Centrul de Excelență. Dan Marina lucrează în calitate de laborant la Arsere și suntem foarte mulțumiți că ați vizitat instituția noastră. Am avut norocul să vizitez seminarele care le-a doamna Mariana Șeremia de la Grădina Moldovina și venind pe drum, a fost atât de mult bucuroasă că am văzut ceva nou pentru mine și mi-am pus în gând, dar de ce nu și de ce nu să nu facem și la noi. Să producem semințe, că avem atât spații închise, cât și rod demonstrativ, adică putem și noi să facem ca să ne împărțim cu colegii, da? Și iată, vedeți aici, am semințele pe care le-am avut ca o donație și au făcut colegii cu noi și iată, avem și un registru deja, semințele primite, câte au încolțit, câte au răsărit, adică niște observații, da, și vedeți ea că le-am semănat, le-am plantat deja pe denumirea parte, fiecare specie cultură, adică vedeți mai multe și în stânga și în dreapta. Putem și noi ca la dumneavoastră să arătăm fiecare soi aparte și anul și tot acolo să fie istoria lui. Da. Mi-a stăt și un registru când cu semințele pe care le-am cu care le-am semănat, când le-am plantat, când au răsărit, când le-am repicat, adică suntem și noi cointeresați că vrem să facem și noi, să avem să-i bine. Avem în seră cât vrem să vedem cum o să se comporte ele în spațiu deschis și spațiu închis și deschis. Am fost foarte curioasă să văd, adică nu e ceva nou, dar la noi se cultivă mai puțin lufa. Am fost chiar curioasă de ceea ce am văzut la doamna Mariana și, apropo, atunci nu aveam sămânță, dar doamna Ludmila m-a auzit, a găsit, nu știu cum și nu știu de unde și iată avem, chiar special am vrut să vedem cum ea o să se comporte la adăpost și am... Și în spațiu deschis. Da, avem și afară. Adică... Interesant, da, să comparăm. Da, să vedem, să comparăm, să vedem cum merge și deja sperăm că o să strângem semințe și o să le avem pe a noastră proprii și o să ne putem împărți și cu alți doritori. Seara asta toată vremea este ocupată, este animată, foarte multă lume și plante vii. Aici am avut anterior căpșun. Primii căpșuni ne-au ajuns pe piață cu câte 100 și ceva kilogramul. Le aveam și noi pe vremea aceea. Da, castraveți în ciclul 2. Sunt castraveți în ciclul 2 aici. Așa că este din ciclul 1. Tomatele noastre, respectiv, după varză, au fost tot din ciclul, sunt ciclul 2. Iată, tomatele din ciclul 1 deja acolo sunt tomate. Dacă vedeți, nu sunt copacii noștri stropiți, da? Așa că pentru elevii noștri care vin la practică, ei determină cu ajutorul foițelor anumite insecte, da? Care îi dăunează. Conform planurilor noastre de învățământ, nu e așa și este un anumit număr de ore preconizat pentru lucru de observare și cercetare. Poate nu fac cercetările care se fac într-o instituție superioară din domeniu, pentru că își firesc așa să fie, dar inițierea în domeniul cercetare aici începe. Și elevii noștri au lucrări de diplomă, unii chiar. Este un lucru un pic mai meticulos, după 2-3 ani de zile, pentru că nu oricare ajunge cu lucrarea asta, dar care îmi face observări și face niște așa, eforturi mai aparte, cercetează și chiar descoperă. Și ce există, care e diferența, de exemplu, în specii care poate se cultivă mai bine și mai ușor aici la nord decât în partea centrală? Păi, astea la nord sunt mai rezistente.
Adică la de frig, la umiditate poate mai mare. Avem deja și împachetat. Ele sunt este produsul pe care copilul nostru vede ce se trece cu mare în urma procesării. Încep, încep. Lucrările merg și o să avem și pastruvăți puțin mai târziu. Adică suntem foarte bucuroși, am participat la seminarele organizate și avem câte ceva experiență de la voi ca să mergem mai departe, să o implementăm și la noi.